africanii sunt mutați aproximativ o dată la 10 zile. E un fel de dans așa foarte, foarte bine calibrat, cu mai multe variabile. Mărimea animalelor, densitatea pe care o au ele pe anumită suprafață și condițiile meteo. Deci tu zici că le cânți? Zi-mă secretul, că acum e momentul să începem direct cu el, că n-are rost. Să plimbă, sunt libere. Spune secretul, le cânt. O să spun niște secrete mai mici, ăla cel mai mare nu ți-l spun anume că le cânt, dar le iubim foarte mult. Atunci le tratăm frumos și pentru că le tratăm frumos ele se simt bine și dacă se simt bine sunt sănătoase și dacă sunt sănătoase sunt și foarte gustoase. La sfârșit cum? Să duc în păcate așa le vezi. Băi, așa bine m-a tratat oamenii ăștia toată viața mea. Uite, mă duc așa cu sufletul în păcat. Le fac o friptură. Da. Și mai zice câteva, tu cum vrei să fii? Eu aș vrea fumată dacă se poate. E o ruladă coaptă. A, bravo tăticule. Da. Vă doi pui zic, cârnăciori, că am înțeles că sunt tu, foarte apreciați. Tu să știi că... Și bănesc că și ei prin cu... Adică și eu spun pe cântec. Da, la da, da, da. Vezi cum spun americanii, no free lunch. E o viață frumoasă, toată viața e frumoasă și o singură zi la sfârșit mai puțin frumoasă. Noi avem viață mai lungă decât animalele noastre, da. Dar mai grea. Adică eu când vin acasă, la fermă când mă duc, și sunt stresat în curs săptămânii, avem treabă, avem de făcut, avem de dres. Și la ora 12 până la ora 1:30, invariabil, toți porcii dorm de prânz frumos. Și am și învățat lecția, când planificăm o filmare în fermă, trebuie să fie ori înainte de 12 ori după 2, ca să știm că îi avem activi, altfel ei dorm, n-am nicio problemă. Și nici zilnic. Nu te înțelegi cu ei, adică nu poți să le zici, au venit domnii de la televiziune. Să culcă frumos grupuri, așa, câte 10, câte 7, câte 8. Asta rasă serioasă. Ce rasă sunt? Sunt o metisare din vreo 3 rase, pe bază de mangalița. Mangalița e un porc foarte renumit acum, e foarte gustos, foarte sănătos, dar e foarte gras. O grăsime de foarte bună calitate, dar prea multă. Și atunci am făcut un pic de studiu și în vreo 4-5 ani așa am ajuns la un fenotip cât de cât echilibrat, care îmbină calitățile. De la mangalița ia gustul foarte bun și robustețea, sunt rezistenți, n-au nevoie de tratamente ca să reziste în mediul de afară. Au un pic mai multă carne decât mangalița pentru că avem infuzie de duroc și mai avem și infuzie de Berkshire, o rasă englezească, pentru noblețe. Vino pe margine de lume, ca pe o bancă goală, să stă... Adevărul e că nu putea crește orice țărănie de rasă de porci. Vorbim totuși despre un tenor respectabil, care da, a reprezentat România la Eurovision alături de Nico în 2008. Dar a avut și spectacole în toată Europa, de la Londra la Sankt Petersburg, inclusiv ca invitat special al sopranei Angela Gheorghiu. Noroc că la ferma asta de la Moșia Chindia, lângă Târgoviște, desigur, Vlad Miriță s-a asociat, în vremuri de pandemie și lockdown, cu Dan Cârstea, care lucrase în publicitate. La pasăre, de exemplu, o să vedeți că noi mutăm păsările în fiecare zi pe o suprafață nouă, în așa fel încât să nu se distrugă complet stratul vegetal. S-ar putea zice că arta avea nevoie de ceva precizie, sau măcar de niște marketing și PR. Cine de cine a dat, Dane? Tu de el sau el de tine? Noi suntem prieteni de mulți ani. Luam de la el, de la Vlad, niște carne pentru copii și undeva pe la începutul lui aprilie 2020, în plină pandemie, când toți eram legați în case și n-aveam voie să ne mișcăm nici în stânga, nici în dreapta, primesc de la el un video cu porcii. Ei erau așa de liberi, iar noi eram așa de constrânși în case, încât chiar am zis, băi, uite-te la ăștia, știi? L-am sunat a doua zi, l-am întrebat ce vrei să faci cu ferma. El făcea o fermă pentru prieteni și pentru familie, da. Un hobby farm. Hai să încercăm să facem ceva mai rotund, mai mare, pentru că e multă lume care are nevoie de carne foarte bună. Noi avem copii mici și știm cât de greu este să găsești carne bună și curată. Deci tu ai venit să dai o nouă dimensiune afacerii, ca să zic așa. Până să vină Dan, cât era de mare ferma? Era cam de 4 ori mai mică decât acum. Vreo 30 de porci. Vreo 30-40 de porci. Vreo 100 de pui. Până într-o 1000 de pui, vreo 800 de pui, cred. Am avut în anul ăla și vreo 60 de curcani, nu știu, chestii. Și suprafața?
Suprafața atunci era de vreo, nu știu, un hectar jumate, cam așa. Și acum are vreo 3 hectare și ceva. Și ei ar trebui să fie încă de vreo 4 ori mai mare conform cererii, dar nu se rezolvă așa ușor trecerea asta de la un nivel la... Deci voi foarte fericit. Da, din anumite puncte de vedere. Mult mai mult. Dacă am produce de 4 ori mai mult, n-am rezolvat cererea pe care o avem acum, la început. Noi vindem online, vindem în București și în toată țara. Și cererea este uriașă, din punctul nostru de vedere. Ceea ce înseamnă că trebuie să mări și ferma, nu? Trebuie să mărim ferma, în primul rând. Da, e un sistem destul de land intensive, să zic așa. Animalele au nevoie de spațiu, ele trebuie să miște tot timpul, trebuie să le mutăm, adică nu sunt doar libere, ci au nevoie de spațiu în iarbat. Și ca să rămână iarba, trebuie să-i muți suficient de repede, fiecare specie în parte are un timp al ei, în așa fel încât terenul să se refacă, vegetația se mențină. Focusul nostru este să dăm cea mai curată carne pentru familiile cu copii. Nu intervenim în niciun fel în fluxul natural de creștere, da. Adică animale cresc pe iarbă libere, aleargă, se bucură. Iarba însăși nu e niciun fel stropită sau îmbunătățită. Da. Pe de altă parte însă, e foarte important că nici în procesare nu intervenim în niciun fel decât în, exact așa cum ar face o gospodină acasă. Adică atunci când facem ruladă de pui, punem un pic de sare, punem un pic de boia și gata. Și atunci filozofia noastră este că ce nu putem da propriilor noștri copii, nu dăm nimănui altcuiva. Aș opina că s-a înțeles deja despre ce e vorba. Oamenii ăștia cresc în sistem bio, la modul pășunat. Purcei, pui, curcani și ocazional rațe, pe care le transform apoi în produse alimentare curate, pe care le vând online. Elementar, dragă Watson. Doar că asemeni oricărui startup făcut în România, business-ul e simplu, dar foarte complicat. Și să crești și să ajungi la consumator și să-l convingi că e adevărat, e pe bune chestia asta. Da, atât de multe au fost injectați și ei, mentalul colectiv a fost injectat. Încât omul nu mai crede. Neîncredere nu mai există. Nu mai crede nici măcar în libertatea purceilor. A fost adulterizat și termenul de bioecologic. Nu mai cred oamenii că lucrurile astea sunt destul de volatile așa și nu te cred. Așa trebuie să le explici în detaliu și până la urmă e o chestiune de încredere, că nu stă nimeni să-ți facă analize la carne, deși invităm cu mare drag. Chiar a fost o mare provocare să facem crembu, știi, de exemplu, pentru că această pastă foarte fină, ea i-a ajutat în industrie să se țină, să se lege cu anumite niște maglava elemente, și niște coagulanți și niște conservanți. Și noi nu folosim și se taie ca maioneza, efectiv. Deci dacă nu ești atent și nu oprești la timp utilajul, pac, ai stricat 40 de kg de carne instant. Nu se mai leagă, o arunci, gata. Și am pățit de vreo câteva ori. Un startup cum suntem noi e un proces dificil. E vorba de oameni, e vorba de procese, e vorba și de finanțare. Ai nevoie de mulți bani să împingi. Un porc crește într-un an la noi. În industrie, ca să faceți o idee, au ajuns să-l crească porcul de la 0 la 100 de kilograme în 4 luni. Mă rog, eu unul încă nu am auzit de porci hrăniți intensiv cu plastic. Dar sunt convins că pe undeva există. Bine măcar că merge treaba ca unsă aici, la Moșie, așa, bio, cum e ea. Și mă bucur mult, întrucât nu toată lumea trebuie să mănânce la fel. La fel de prost, voiam să zic. Doar că e și chestie de buget. Și în plus, chiar nu vreau să jignesc pe nimeni. Avem comenzi din Botoșan, avem comenzi de peste tot, ne mirăm și noi, chiar și din zona rurală avem comenzi. Avem comenzi de la patron de fabrici de procesare de carne, care știu ce înseamnă calitatea de carne, știu ce produc dânsii acolo. Și iau și ei pentru ei. Pentru nepoți. Bravo, tată. Să ai grijă să nu poate ți ocupă tot timpul de numai apuși să cânți. Cum reușești să te împarți? Păi am reușit că în pandemie nu prea am cântat. Asta a fost norocul tău, a fost vezi? Simplu, da. Acum e un pic mai complicat. Mai mișcăm așa când de când. Dai pe telefon. Da, fac un live pe Zoom și le cânt. O să încep să intri la fermă pe Zoom, fii atent. O să vină și vremurile. Da. Eu o să zic că al bătrân. Ăsta de la fermă e mai sigur, tată.